După lungi așteptări, Anca Seara a aflat decizia judecătorilor în legătură cu procesul pentru moștenirea fostului soț. Cu toate detaliile despre acest subiect, vine colega mea, Mădălina Stanciu. Bun găsit, Mădălina, ce informație ai? Bun găsit, Nazrin. Da, așa este. Anca Seara în sfârșit a câștigat procesul pentru o parte din moștenirea fostului ei soț. Și asta pentru că înainte de a deveni soția lui Adi Sână, Anca Seara a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de un afacerist care, din cauza care a decedat. Însă, în urma acestei povești de dragoste, Anca Seara a moștenit o avere impresionantă pe care i-a lăsat-o bărbatul. Aceasta a fost nevoită însă să bată holurile tribunalului, dar iată că într-un final, după multe alergături, totul s-a terminat cu bine, iar acum Anca Seara se poate bucura de câștig. Nazrin? Mădălina, mulțumesc!